Participanții la cea de-a doua conflagrație mondială din Petroșani au fost premiați de către edilii locali. Astfel, cu ocazia zilei veteranilor de război, aceștia au fost omagiați de către reprezentanții administrației locale, care le-au oferit diplome de excelență, dar și câte 400 de lei. Din păcate, mai sunt doar 7, 4 au putut să fie prezenți astăzi la primărie pentru a le înmâna această diplomă și o mică sumă de bani, ca semn de recunoștință, dacă vreți, pentru dumnealor. Sunt o generație care s-au sacrificat pentru această țară până la sacrificiu suprem și îndoiesc din tot sufletul să nu se mai repete o astfel de situație vreodată în istoria României. Să mai fie nevoie să mergem în război sau, Doamne ferește, să fim nevoiți să luptăm cu armele. Mâine este ziua lor, ce le dorim? Mâine este ziua dumnealor, astăzi i-am invitat aici pentru că am înțeles că mâine și Consiliul Județean îi va premia. Eu nu vreau să le doresc decât multă sănătate și să le dea Dumnezeu cât mai multe bucurii în viața dumnealor, sigur legate de copii, de nepoți, de strănepoți și de toți cei care îi înconjoară. În prezent, în Valea Jiului mai trăiesc doar 38 de veterani de război cu vârste cuprinse între 85 și 94 de ani, precum și 265 de văduve de război. La inițiativa primăriei sunt adunați veterani de război pentru a primi o diplomă de onoare și o sumă de bani. Este binevenită această sumă de bani, să spun. Sigur, că pentru că veteranii de război sunt la o vârstă la care nu mai, sănătatea nu mai e cum trebuie, pensiile sunt mici și indemnizațiile și mai mici și de medicamente nu ajung. Și oamenii sunt tot mai puțini. Am înțeles că în Valea Jiului sunt per total 38 de veterani de război, dintre care 7 locuiesc în Petroșani în prezent. Da, deci din ce în ce tot mai puțin. Motivele pentru care dispar, ați putea să spuneți, sănătatea, vârsta? Sigur că da. Deci e vârsta înaintată, sănătatea, deja mulți dintre ei nu se mai pot deplasa, sunt la pat, bolnavi. În Petroșani, cine este cel mai vârstnic veteran de război? Cel mai vârstnic, domnul Cazan Iosif și domnul Alionesc, 91-93 de ani. La Petroșani, la întâlnirea cu primarul localității, au răspuns prezent 3 dintre foștii combatanți, precum și o văduvă de război. Ați ajuns până la 93 de ani. Ce vă amintiți din timpul celui de-al doilea război mondial? Mi-am amintit de ziua când am primit ordinul de trecerea Prutului. Când am plecat ca să recapătăm Pasarabia, moșia noastră, prietul cu un an înainte, de Borobel Greu. Așa, și mi-am amintit de timpul, de evenimentele de Rusia de acolo, capul de post Sevastopol, unde am fost la Ibăhore rănit. Urmare întoarcerea în țară, plecarea pe frontul de vest pentru redobândirea Ardealului de Nord. Asta sunt evenimentele cele mai importante care mi-am amintit de războiul. Numai părerea bună, altceva ce să mai gândesc. Sunteți din ce în ce mai puțin veteran de război. Sunteți doar 7 în Petroșani în prezent. Da. De ce să fac? Anul trecut peste 20 am fost. Și văd că încet, încet mergem dincolo. Acum asta viața, n-avem altceva ce face. Am fost la război în 43-44. După aia am fost prizonier în Rusia. Rămas orfan de tata de un an, de mama de 15 ani a rămas orfan. Și am trăit prin străini, prin slujire, pe slugă. Și la război cum ați ajuns? Am ajuns la Vulcan. Am făcut armată la Vulcan, la nou vânător de munte, la compania de specialități, la pluton de pionieri, cu unul Petrescu, Miculaie.
Era din Uricani, nu din Uricani, era din Vulcani, era din Păroșani de acolo. Petrescu. Sunteți printre ultimii veterani de război din Petroșani. Mai sunteți numai 7 în viață. Poftim? Mai sunteți 7 în viață veterani de război în Petroșani. Aici, numai 7. Am fost 100 și ceva de veterani, am fost acum când eram. Și cum eram mai 7. Anul trecut am fost 8. Să mă duc unul de acasă. Să mă duc unul acasă. Și despre gestul primăriei de astăzi, ce părere aveți? Primăria noastră e cea mai scumpă și mai bine cuvântată de Dumnezeu, primăria noastră din Petroșani. Avem un primar ca îngerul lui Dumnezeu și toți familie bună vin la biserică la noi, dragii mei. Ne bucurăm de domnul primarul nostru. Și mi-amintesc că cu groază când văd că la poarta noastră stă butoiul încărcat cu pulbere Ucraina. Și numai când văd toată situația asta la televizor, deja mi-amintesc trecutul care deja e îngrozitor. Nu mai vrem să trecem în asemenea situație. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic, dar situația este destul de critică. Ar trebui să ne gândim și ne dăm mult de gândit această situație internațională care este. Să sperăm că poate cel de sus sau NATO ne va salva în situația în care suntem. Inamicul ar fi același ca și în 40, Rusia. Poftiți? Rusia este din nou inamicul. Este inamicul principal, Rusia, și exact la poarta noastră stă cu pulverea să explodeze. Deci vă dați seama, și Crimea, și Cotul Donului, ne-au murit atâția oameni, să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat. Deci situația este destul de încordată și nu este bine. Despre acțiunea organizată astăzi de către primărie, ce părere aveți? Organizarea primărie, admir puterea de muncă a primarului, este un primar tânăr, cu foarte multă putere de muncă, cu foarte multe realizări, este un primar extraordinar și toată lauda merită pentru el. În situația în care suntem, într-un oraș monoindustrial, care avem șomeri, ajutare sociale, avem destule necazuri, totuși de multe ori îmi pun întrebarea cum se poate descurca ca să facă față situației în care este. E o situație destul, însă vă spun, am toată admirația pentru curajul și puterea lui de muncă. Mâine, cu ocazia Zilei Naționale a Veteranilor de Război, tot la Petroșani, vor fi premiați foștii combatanți și de către reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara.